Salutare prieteni, bine ați revenit pe vlogul cu rulote. În acest video vom discuta despre baterii. Pe toate grupurile de rulotii se discută intens despre baterii, despre sisteme fotovoltaice, cum să am autonomie cât mai mare, cum folosesc un espresor în off-camping și am decis să discut astăzi despre inima sistemului electric la o rulotă sau autorulotă și această inimă este bateria. Există mai multe tehnologii de baterii care se folosesc la rulote. Cunoaștem toți clasicele baterii plumb-acid. În aceste baterii, curentul este obținut sub forma unei reacții între plăcile de plumb din baterie și electrolitul care este pe bază de acid. Din această categorie sunt aceste baterii clasice, după cum vă spuneam, precum și cele AGM, unde electrolitul respectiv nu este sub forma unui lichid care se plimbă liber prin baterie, ci este îmbibat într-o împâslitură din fibră de sticlă. Sau mai există bateriile cu tehnologie gel, unde la fel electrolitul nu este lichid, ci este un gel care practic nu curge, este în acea stare semisolidă și de aceea poate fi montată bateria gel în orice poziție, spre deosebire de o baterie clasică. Dar astăzi nu voi discuta despre aceste baterii cu tehnologie plumb-acid, pentru că sunt destul de cunoscute, sunt prezente de ani de zile pe piață, sunt folosite extensiv, ci vom discuta despre o tehnologie mai nouă și anume aceea a bateriilor litiu-fier-fosfat. Care este diferența între bateriile litiu-fier-fosfat și bateriile plumb-acid? În primul rând, acestea nu folosesc plumb, ele nu lucrează în baza interacțiunii dintre acid și plumb, ci folosesc un electrolit bazat pe litiu. Este o tehnologie diferită și folosirea acestei noi tehnologii presupune o densitate energetică mult mai mare față de tehnologia plumb-acid. Cum se traduce asta pe românește? Dacă o baterie clasică plumb-acid de 100 de amperi cântărește undeva la 25 de kilograme, discutăm de o baterie deep cycle, o baterie litiu-fier-fosfat cântărește undeva în jur de 10-12 kg. Este mult mai ușoară, spre deosebire de celelalte baterii. Asta, bineînțeles, ne avantajează prin faptul că scădem foarte mult greutatea rulotei sau autorulotei. După cum știți, lupta cu greutatea bagajelor și accesoriilor este una dintre marile lupte ale rulotistului, care încearcă tot timpul să fie cât mai ușor, să nu aibă o încărcătură prea mare. În alte țări te mai și oprești și te cântăresc ca să se asigure că nu depășești limitele. Așadar, o baterie litiu-fier-fosfat are aproximativ aceleași dimensiuni cu o baterie clasică. Ea are înăuntru 4 celule legate în serie, ceea ce îi dă un voltaj de 12V, este mult mai ușoară și densitatea energetică este foarte mare. În practică, o baterie litiu-fier-fosfat de 100 de amperi este echivalentul energetic al unei baterii cu tehnologie plumb-acid de circa 180 de amperi. Ambele sunt de 100 de amperi. Diferența însă este dată de felul în care noi putem să obținem această energie, să extragem această energie din baterie în baza acestei reacții chimice. Astfel, dacă la o baterie clasică pot să folosesc un consumator de, să zicem, 20 de amperi care să meargă câteva ore și după un timp puterea bateriei începe să scadă, la litiu puterea bateriei este constantă pe întreaga perioadă, când nu mai are curent efectiv, BMS-ul din ea taie curentul automat. Deci nu există această curbă descendentă ca în cazul bateriilor clasice. Aceste baterii, vă spuneam, sunt formate din mai multe celule în serie. În cazul de față, discutând de baterii de 12V, ele au 4 celule legate în serie. Aceste celule sunt controlate de un BMS. BMS-ul este un echipament electronic cu microprocesor care monitorizează permanent tensiunea celor 4 celule și dacă una dintre ele are tendința de supraîncărcare sau de subîncărcare, atunci el automat le alinează pe celelalte astfel încât toate să funcționeze aproximativ în aceeași plajă. În felul acesta, curentul este mult mai stabil. La o baterie litiu niciodată nu vom vedea fluctuațiile de voltaj pe care le vedem la o baterie clasică. Mărimea uzuală care se folosește în cazul bateriilor litiu-fier-fosfat la rulote și autorulote este de 100 de amperi, dar există și variante mai
mari, cum o să vă arăt imediat, până la 500 de amperi. Astăzi am aici două baterii de 100 și una de 300 de amperi. Spuneam de greutate. Bateria de 300 de amperi pe care o am aici cântărește 35 de kilograme. Dacă ar fi să pun în paralel trei baterii cu tehnologia clasică plumb acid pentru a obține acești 300 de amperi, probabil că aș discuta undeva de 70-80 de kilograme. Deci din start este aproximativ 30% din greutatea tehnologiei plumb-acid, ceea ce este un mare plus. Un alt avantaj deosebit de important al bateriilor litiu-fier-fosfat este acela că ele se încarcă mult mai repede. O baterie cu tehnologie plumb-acid se încarcă la aproximativ 0,1C, C fiind curentul nominal. La o baterie de 100 de amperi, 0,1, adică 10%, deci discutăm de 10 amperi. Dacă aș avea o baterie de 3 sau un banc de baterii de 300 de amperi pe tehnologie plumb-acid, atunci curentul optim de încărcare ar fi de 30 de amperi. La fel este și situația și în cazul curentului de descărcare. Discutăm de curentul optim, bineînțeles. Bateria va putea livra și un curent de descărcare mai mare, dar acest curent mai mare pe care îl vom trage din baterie se va traduce sub forma unei uzuri mai mari și atunci ciclurile la care va rezista bateria vor fi mai puține. În cazul bateriilor litiu-fier-fosfat putem merge până la 0,5C la încărcare, adică dacă am o baterie de 100 de amperi pot să bag în ea, să o încarc fără probleme cu 50 de amperi. Iar la descărcare poate să meargă până la 1C, adică dintr-o baterie de 100 de amperi pot să trag 100 de amperi liniștit, 100 de amperi oră, fără să impactez calitatea și durata de viață a bateriei. Un alt aspect deosebit de important la aceste baterii litiu-fier-fosfat este numărul de cicluri de încărcare-descărcare. Ce înseamnă un ciclu? Un ciclu înseamnă încărcarea până la 100% și descărcarea totală a bateriei. Dacă la bateriile cu tehnologie plumb-acid se recomandă să mergem pe o descărcare de până în maxim 50%, adică din 100 de amperi să trag 50 de amperi, în cazul acestor baterii litiu-fier-fosfat se poate merge fără probleme până la 20% sau chiar mai jos. Chiar o descărcare 100% a bateriei nu periclitează durata de viață a acesteia. Numărul de cicluri pentru care este proiectată o baterie litiu-fier-fosfat este de 6.000. 6.000 de cicluri de încărcare totală, descărcare totală. Ceea ce în ani înseamnă 8, 9, 10 ani fără probleme. Spre deosebire de o baterie plumb-acid unde discutăm la cele mai de calitate baterii undeva până în 1800-2000 de cicluri. Aici puteți să vedeți gama de baterii Ultima Tron. Sunt mult mai multe baterii în gamă, eu am aici doar câteva dintre ele. În cazul de față am bateria de 300 de amperi. Tensiunea nominală este de 12,8V. Ultima Tron este o companie franceză, după cum și scrie pe ele. Dar sunt produse în China, precum marea majoritate a bateriilor litiu, dar sunt produse pentru acest producător francez și implicit nivelul de calitate este foarte, foarte înalt. De asemenea, bateriile beneficiază de un BMS care comunică pe Bluetooth, după cum veți vedea imediat. De acolo poți să vezi parametrii bateriilor, să vezi nivelul de încărcare, starea celulelor și chiar să pornești și să oprești încărcarea și descărcarea. Această baterie de 300 de amperi o vom folosi la conversia pe care o facem. Aici am și o baterie de 100 de amperi, aceasta are forma clasică, poate fi folosită în orice rulotă și autorulotă, intră perfect sub scaunul pasagerului, dacă acolo aveți locașul de baterii. Sunt baterii de 100 de amperi, prezintă aceleași caracteristici, diferă doar capacitatea. Un aspect foarte important cu privire la bateriile litiu-fier-fosfat este că acestea au anumite cerințe cu privire la temperaturile de exploatare. Adică, la descărcare, ele pot fi descărcate și la temperaturi de minus 15, minus 20 de grade, dar încărcarea lor nu se poate face la o temperatură mai mică de 5 grade Celsius. Din acest motiv, există în gamă și acest tip de baterie care are funcția de încălzire, adică are o rezistență la 12 V în această carcasă, iar BMS-ul ei, unitatea ei de control, în momentul în care se sesizează temperatura scăzută, pornește acea încălzire pentru a menține temperatura bateriei la peste 5 grade Celsius și pentru a nu exista probleme legate de încărcarea pe timp rece. De ce ar alege cineva gama aceasta de baterii Ultima Tron? În primul rând, raportul
preț-calitate este printre cele mai bune de pe piață. Discutăm de produse de marcă, nu de chinezării ieftine, pentru că pe OLX probabil sau pe AliExpress găsiți baterii litiu-fier-fosfat și la 2500 de lei, la 100 de amperi. Aceste baterii vin cu un brand puternic în spate, au suportul asigurat și beneficiază de garanție de 5 ani. Deci o baterie din asta are garanție 5 ani, ceea ce spune foarte multe despre încrederea pe care producătorul o are în produsul lui. Puteți să găsiți în link, în descriere, linkurile cu produsele și să vedeți exact prețul lor. Ca să vă faceți o idee, dacă o baterie de marcă consacrată în România de 100 de amperi se învârte în jurul valorii de 1000 de euro, ei bine, o baterie de genul ăsta costă undeva la 600 și ceva de euro. Diferența de preț este semnificativă, iar calitatea lor este foarte, foarte bună. De altfel, vom face și niște teste de capacitate ale acestor baterii pentru a vedea dacă într-adevăr ele respectă ceea ce este specificat pe ele, dacă au într-adevăr 100, 200, 300 de amperi și așa mai departe. Haideți să vedem acum și partea de aplicație de pe telefon. Vă spuneam că au incorporat un BMS cu Bluetooth și toți parametrii bateriei pot fi verificați și unele funcții pot fi pornite și oprite prin intermediul aplicației. Așa că vom comuta acum pe telefon. Aplicația pe care o folosim pentru a accesa aceste baterii este aplicația Ultimatron France, pe care eu am descărcat-o din App Store. O găsiți atât pentru Android cât și pentru iOS, pentru iPhone. Deschid aplicația, ea funcționează prin Bluetooth, acum îmi caută toate dispozitivele disponibile. Aici am 3 baterii, pentru că 3 baterii sunt în raza de acțiune și voi alege una dintre ele. Le puteți deosebi după cele 3, după ultimele 3 cifre din serie. Nu am găsit o modalitate de a le redenumi, probabil că există, dar nu am găsit-o eu încă. Să intrăm în asta din mijloc, deci dau click pe ea. S-a făcut conectarea cu bateria și apăs OK. Și am intrat în parametrii bateriei. Pot să văd pe acest ecran sub o formă grafică care este capacitatea bateriei, în cazul de față 100 de amperi oră, adică 100%. Imediat sub în stânga am temperatura, 16,6 grade. Vă spuneam că e importantă temperatura pentru a ști dacă este safe sau nu să încărcăm bateria. Dacă este frig, de exemplu sunt minus 5 grade și eu nu am o baterie care să aibă funcția de încălzire, atunci pot să îi opresc această funcție de încărcare și să nu periclitez bateria. Dacă am o baterie care are acea funcție de încărcare, n-am nicio problemă. Tot aici pot să văd voltajul, 13,36 V. Curentul. Curentul este practic curentul care intră sau iese din baterie. Pot să văd cu minus dacă trag curent din baterie sau cu plus dacă încarc bateria. Cycles, numărul de cicluri, câte cicluri de încărcare-descărcare a avut. În cazul de față, bateriile vin cu un ciclu, deoarece ele se livrează încărcate la 30% și am încărcat-o până la 100% pentru teste. Voltajul cel mai mare și cel mai mic al celulelor, 3,36 respectiv 3,33, și capacitatea rămasă, capacitatea de energie stocată în baterie, în cazul de față 100 de amperi, deoarece este proaspăt încărcată. Aici la settings, vă spuneam, pot să merg pe charge off, discharge off, sau pot să merg pe discharge on, adică descărcare, și charge off dacă nu am funcția de încălzire la baterie și este frig. Tot aici îmi spune dacă încărcarea și descărcarea sunt pornite și puterea în vați care intră sau iese din baterie. Aici la cell voltage pot să văd fiecare celulă în parte ce voltaj are. Prima, de exemplu, este la 3,33 și ultima este la 3,36. Este normal să existe o mică diferență între celule,
Și rolul BMS-ului acesta este de a le echilibra. În momentul în care eu încarc, de exemplu, bateria, celula ultima, celula numărul 4, va ajunge mult mai repede să fie încărcată decât celula numărul 1. Și atunci ce face BMS-ul? Oprește încărcarea la celula 4 până când și celelalte celule ajung la același nivel și atunci el tot timpul echilibrează celulele bateriei între ele și astfel obținem o durată de viață a bateriei foarte mare. Tot aici putem să vedem istoricul. Aici, de exemplu, se poate vedea, am făcut eu niște teste de la 100%, am dus-o la 50% și după aceea mai jos. Aici puteți să vedeți și temperatura. În timpul testelor, temperatura a urcat la 25 de grade Celsius, deoarece am stresat un pic bateria. Tot aici putem să vedem și erorile, dacă există. Dacă aș avea unul dintre aceste clopoțele cu roșu, ar însemna că este o problemă. Dacă ele sunt cu albastru, înseamnă că totul funcționează în parametri. Pentru a merge înapoi la pagina principală și a selecta altă baterie, folosesc pictograma din dreapta cu cele două săgeți și mă duc în control panel. Atenție! Dacă nu deconectez manual bateria, nu o să mă pot conecta cu alt device la ea. Dacă am mai multe baterii și, nu știu, vreau să mă conectez și cu alt telefon, cât timp ea este conectată la acest telefon, nu o să pot să mă conectez cu alt telefon la ea. Am deconectat-o și hai să o conectăm pe aceasta. Aceasta este bateria de 300 de amperioră, cea mare pe care v-am arătat-o și aceasta este 100% deoarece le-am încărcat pe toate. Voi face un video separat cu felul în care se descarcă aceste baterii și cu capacitatea lor. Și hai să o vedem și pe asta prima. Și asta este tot 100% pentru că toate sunt încărcate. Aceasta este acea baterie pe care v-am arătat-o, care are și partea de încălzire. Ați văzut așadar cum arată și partea de aplicație pentru monitorizarea acestor baterii. Dacă sunteți în căutarea unei soluții litiu-fier-fosfat pentru rulota sau autorulota dumneavoastră, vă recomand să vă uitați și la gama aceasta de baterii Ultimatron. Sunt niște baterii robuste, de o calitate foarte bună și au și susținerea producătorului prin acea garanție de 5 ani. Puteți să verificați și celelalte videouri de pe canal pentru a găsi noi informații interesante cu privire la rulote și sistemele tehnice din acestea. Vă apar acum și pe ecran niște linkuri la unele videouri și dacă aveți întrebări puteți să le puneți în comentarii.